Salutare toată lumea, numele meu este Răzvan și bine am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să facem un experiment. Ce se întâmplă dacă amesteci, nu știu câte șampoane am eu pe aici, dar vreo 15, 20 pe acolo. Să vedem ce se va întâmpla dacă le amestecăm. O să punem pauză imediat și o să le iau pe toate și să le aliniez. De fapt, m-am răzgândit, o să iau câte puțin din fiecare. Noi o să punem ăsta aici. Să dăm drumul la apă, nu apă rece. Să se usurce o puțin. Până se umple aia mai durează. Ok, o să dau schi. Mai puțin! Bă, hai că m-am hotărât să încerc, mă duc să iau acum șampanele și mă întorc în ele. Bă, primul care l-am găsit e ăsta, nu știu dacă mai are, stați un pic să mă uit. Pare mai are puțin în el, deci o să pun. Hai să vedem. Să vedem, curge, curge. Se vede super ciudat, zici că se place cineva de iar. Ok, o să le amestec și mă întorc. Bă, eu n-am amestecat, dacă am asta ieșit. Trecem și la următorul șampon, se numește Cottage, nu fac reclamă, apropo. Ok, hai să-l punem și pe ăsta. Bă, fratele, ăsta chiar miroase frumos. Bă, ce mișto miroase, păcat că nu puteți să mirosiți și voi. Ah, dulce, șampon. Ah, cat. Dăm drumul. Cred că ajunge atât. Top. Nu e fine, eu amestec și vedem. Bă, fraților, încă nimic nu s-a întâmplat, pentru că șamponul ăla era tot galbui așa. Și nu se prinde culoare. Bine, să ajungem la unele care fac la spumă, asta bea au făcut. În fine, asta e. La următorul șampon care se numește Dove Man Care. Nu fac reclamă, din nou, nu fac reclamă la Dove. Sau poate, am și să o pun, ia uite. Să o pun de la Dove, forța. Ok, hai să, nu știu, hai să punem. Bă, frate, mi se pare că ăsta e arutat. Ia să vedem. Da, curge apă din el. Ăsta e albastru. Sau cine ai, bă, culoare asta, bă? Bă, ce culoare asta? Cred că ajunge atât. Bă, dar ce curge apă din el. În fine, hai să îl amestec și vedem. Bă, parcă s-a făcut apa așa albastru. Pe filmare nu cred că se vede, dar e puțin albăsture. Trebuie să se schimbe culoarea. Nice. Apropo, acest videoclip nu este o copie, este idee proprie, nu m-am uitat la nimeni, așa că puteți să căutați pe YouTube. Dar doar dacă aveți telefon, calculator, tabletă și etc. În fine, YouTube. Următorul șampon este... Ai, băga microfonul ăsta și deschis. Bă, stai un pic. În fine, dubla 2. Este șamponul cu virgula care mă spăr eu. Deci, ia să vedem. De ce e umbră? Este focusul pe el. Stai, bă, nu se focusează pe el, stai să acopăr aici. Bă, dar nu vrea să o focuseze, nu. Asta s-a focusat, în fine, nu cred că vreți voi chestia asta. Da, dacă veți, vreți, puteți găsi la Kaufland. Bunul ăsta are o culoare albastră, după cum vă spun. În albastru ăla mai șmecherie, uitați ce e șmecherie. Bine, forță, îl amestec acum. Din nou, acum cred că se vede și pe cameră că este un pic albastru. Mi-a rămas și niște fragmentele pe acolo. Deci, cred că sigur se vede pe cameră. Sau poate că nu. În fine. Cred că până acum am avut vreo 4-5 șamponuri folosite. O să le număr eu la final și vedem câte sunt. În fine. Trecem la următorul șampon. Nu fac reclamă la Xiaoma. Ok, o să-l punem și pe asta. Să cred că e al toată arătata care de vorba de sau nu știu, știe, în fine, asta e. Și bam. Oare dacă nu avem pauze la video, oare ce facem? Că n-am, cum îi zice, nu stau să editez chiar atât de mult. Mamă, cât de repede s-a consumat pe diag, chiar dacă la nu să se facă, în fine, amestecăm și vedem. Bă, s-a schimbat ceva, vă las să... După cum vedeți, s-a pus mai multă spumă, ei. Știți, acum am hotărât să nu mai pun de asta, cum îi zice, să nu ne mai
prezint pe toate de pe rând pentru că o să ia prea mult. Așa că o să filmez doar când o să le pun. Ok? Mamă, frate, numai de șampon și apă sunt plini cu metri. Nu fac reclamă la Nivea. Ok, o să vedem ce se întâmplă. Deci am impresia că șamponul ăsta are vreo 70 de ani de când e în baia asta. Uitați-vă cum arată. E de la Avon. Nu fac reclamă. Mamă, cu metri. Nici măcar nu curge din el. E mov. În fine, deci mai departe. Greu cade. Ah, gata. Am mai găsit unul de la Xiaomi care era fel de cel de dinainte, așa că nu-l mai pun pe ăsta. Mamă, și asta are vreo 70 de ani că nu curge. Gata. Bă, cu metra s-au unit toate. Uitați cum s-a făcut, frate, ce mișto arată. Bă, arată super mișto, frate, chestia asta. Tare. Nici o șansă. Băi, am făcut să curgă. Yay! Oricum vreau să-l consum, că l-am de 7 miliarde. Oh! Ne apropiem de final, că m-am murit de plictiseală. Ioi, frate, cum s-a făcut? Băi, prea tare. Mă, frate, noroc că am oprit filmarea, că... Dă-se-mă obășină. Mamă. Mi-a venit o secundă să ce urmă minunase cu metri. Să ți aerisesc puțin aici. Aici așa, de nou. Asta e galb. Nici nu mai are asta, cred. Cum e trec, cum am făcut. Bă, frate, mai am doar două șampoane. Asta și cu încă unul. Oh, ce bine s-a simțit. Bă, la asta nu știu cum o să fac ca să-l pun. Bă, uitați. Bun, gata. Deci le-am pus pe toate și acum testul final le amestecăm. Mamă, cu metri. Bă, dar mi-e frigă, frate! Oh! Mamă, zici că sunt fierbi, frate, că apropo am pus mâna și eu pe fierul meu o dată sau de două ori. Se simte super nașpa și creios, mai ales pe rume. Uite, fierbi albi. Nu, nu te cred dacă se face așa, deci nu te cred. Da, mă, că e galben, da, bă, galben. Mai știți galbenul ăla, băieți? Și fete, se face verde, frate. Mamă, deci nu pot să cred. Nu te crede. Să mă arătați. Am amestecat eu mai bine și... Da, rezultatul e ăsta. E verde. What the fuck, frate? Nu o să mă crede nimeni. Rezultatul incredibil. Bă, frate, e și incredibil, n-ai cum. Bă, fraților, rezultatul e incredibil. Nu poți să crezi, s-a făcut fucking verde. Bă, fucking verde s-a făcut acum pe bune. Verde, verde, verde. Și am pus alb, galben, albastru. Galben cu albastru e alb verde. Dar au fost o grămadă de albe. Și au fost, nu știu câte șampoane, multe, bro, de tot. Asta e. Sper că v-a plăcut acest experiment. Dacă vreți să faceți și voi chestia asta, eu nu o să mă supăr. Nu mă supăr dacă cineva îmi face challenge-urile care le fac eu, dar să nu faceți, să zic, să mă puneți pe mine în locul vostru, pe un canal. Că așa, mai ales dacă se aude muzică, copyright, vă dau frumos. La copiatori. Bine, puteți să faceți challenge-ul, dar cu fața voastră, nu cu fața mea. La asta mă refer eu, ok? Deci, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați din nou un like, un share, un subscribe, să vadă și prietenii voștri la share pe Facebook, pe WhatsApp. Cred că folosiți WhatsApp-ul majoritatea dintre voi și un follow pe Insta. Pa, pa, tuturor!